După evenimentul tragic pentru monarhia britanică au apărut și zeci de reacții în presa din regat. The Guardian, The Daily Telegraph sau Daily Mail i-au adus un omagiu prințului consort, dedicând pagini întregi pentru cel care a fost alături de Regina Elisabeta a doua mai bine de 70 de ani. A existat totuși și o excepție, întrucât o publicație a ales să-l critique pe Duce după moartea sa. Vestea morții prințului Philip apare în publicațiile din întreaga lume. Presa din Regatul Unit al Marii Britanii a lăsat deoparte opiniile politice pentru a aduce un omagiu ducelui de Edinburgh. Ediția din 10 aprilie a ziarelor britanice are ca primă pagină o fotografie a prințului consort, alături de care apar cuvintele de lauda a fostului soț al reginei Elisabeta II. Multe titluri au amintit de longevitatea cuplului, care a fost împreună 73 de ani, timp în care Philip a fost sprijinul neclintit al reginei potrivit The Guardian, sau chiar stânca ei, după cum scrie Daily Star. Tabloidele Daily Mirror și Daily Mail, care promovează de multe ori poziții opuse monarhiei, au folosit titluri aproape identice, publicând o fotografie a cuplului și titlul Adio, iubitul meu. The Daily Telegraph a dedicat prințului Filip atât prima cât și ultima pagină. Astfel, pe coperta din față apare o fotografie a ducelui îmbrăcat în uniforma regală, în timp ce ultima pagină îl arată pe prinț în ploaie, în timp ce își ridică pălăria în semn de rămas bun. La celălalt capăt s-a aflat publicația Morning Star. Un cotidian de stânga care nu și-a ascuns niciodată opoziția față de monarhie. După decesul care a adus un doliu național în Marea Britanie, Morning Star a publicat un editorial intitulat Filip a personificat vanitatea absurdă a unui substitut de patriotism.